Bună seara, bună seara albinuțelor și bine ați venit la încă un episod din Oto Mănâncă, singurul nutriționist și instructor de fitness din lume care a slăbit peste 250 de kilograme și acum face mukbang-uri educative și amuzante despre slăbit, sport și mâncare. În seara asta avem un platou de 1 kilogram de tortellini. Este ora 00:16 și mi-am pregătit o pungă din aia mare, XXL, de la Lidl, de tortellini cu carne de vită și porc, cu un borcan de sos arabiata. Ia să punem și niște parmigiano peste. Oh. Trebuia să fac gaura mai mare. Băi, trebuia să fac gaura mai mare. N-am pus sare deloc, așa că o să punem parmigiano, că e sărat. Bă, cred că ajunge. Bineînțeles că am dat puțin și pe mine. Cum să nu dau eu și pe mine? Ah, haideți să vă arăt platou mai întâi. Ia uitați-l. Un kil. Tata, avem aici. Mamă. Mamă. Sper să fie și bune aceste tortellini. De acum, dacă mai intre cineva pe live și mă întreabă ce sunt aici, să-i spuneți că sunt fructe de mare. Da? Secretul nostru. Ăștia care intră târziu pe live, le spunem că sunt creveți. Să punem și un suc rece, tată. Rece și virgin, nedesfăcut. Oh, cel mai frumos sunet din lume. Ăsta e cel mai frumos sunet din lume, tată, când desfaci o sticlă de suc rece, ca gheața, vara, sau oricând. Pune mai ce față. Ce să lea, ce să lea, fructe de mare, bro. Avem creveți de la Escobar, Pescobar, Muscăbar. Ia să vedem. Să nu ne ardem. M-am mai ars eu și cu lasagna și cu alea, mai multe. Bune, mă. N-am mai fiert creveții în apă, i-am fiert direct în sos. Bun, bun, bun. Sunt perfecte. Sunt perfecți creveții ăștia. Poftă bună, Otto, pitește-le cu tine. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Otto, când ai slăbit, s-a dus. Otto, când ai slăbit tu atunci mult, cât cardio ai făcut? Cu o spune înainte să termin pe zi. 3 ore pe zi. O oră pe bandă. Deci făceam așa, la sală făceam 30 de minute cu greutăți, după aia o oră pe bandă, pe plan înclinat de 15 grade, mers, cu viteză 4, sau 4,5, și după aia veneam acasă și mai făceam încă 14.000-15.000 de pași.
Îmi făceam încă 2 ore de mers prin curte. Ce zici de post cu apă 3 zile? Nașma. N-aș ziua, da. Poftă bună, mă, mulțumesc. Hei, nu era la regim, ba da. Ba da, mea. Ce mănânci acolo, vere? Fructele mare, creveți, ăștia n-au multe calorii. Creveții n-au multe calorii. Da, mă, mulțumesc frumos. Și sunt umplute cu carne de vită și de porc. Mi-am pus o pungă din aia întreagă de 500 grame, XXL, de la Lidl. Și încă un borcan din ăla mare de sos, tot de la Lidl, Arabiata. Încă 500 grame, 400 de parcă. Și cu parmezan și cu astea, 1 kg. Vă mulțumesc frumos pentru cadouri, pentru distribuiri, pentru like-uri. Sunt bune, mă. De ce mănânci la ora asta de foame? Mai pune parmezan oregano, mai pun. Stați așa că vine, 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 vine. Puneți-vă mâinile la urechi. Puneți-vă mâinile la urechi. Ăștia sensibili la răghituri. Puneți-vă mâinile la urechi. Oh, s-a dus. Mulțumesc frumos pentru cadouri. S-a dus, bă, n-a mai venit. Până v-am dat eu avertismentele, s-a dus. Parmigiano Reggiano. Dopo. Originalo. Din Italia. Ia uitați cât am pus. Stai că poate îmi pică furculița asta. Ia uitați cât am pus. Îmi veni acum să râg, ești prost. Mama, asta a fost ciudată rău. Cum să râg cu limba deschisă? Bun. Stai că asta arde. Nutriționistul pofticios. Nutriționistul nebun. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Stilul Emma Carter. Nu, mâncăm frumos, finuț. Happy dance. Happy dance doar la cei care plătesc abonamentul. Cine plătește abonament are emoticoane cu Happy Dance. Să-mi bagi acolo să înceară. Request Happy Dance. Prin emoticon. Eu trebuie, frate, 300.000 de oameni pe live. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc că sunteți aici cu mine. Nu mă lăsați să mănânc singur. Tomas, ce mănânci? Creveți. Fructe de mare. Tie, tata. Bă, trebuia să-mi aduc și niște pâine, să nu mă iei aici. Că îmi rămân... îmi rămâne sos. Dar las că la sfârșit o să lingem farfuria. O să lingem platoul ăsta la sfârșit. Trei creveți. Mamă, am luat 3. Stilul Emma Carter, tată. Oh.
Bun. Stai că se micșorează zidul. Se micșorează zidul pe partea asta. Să mai aducem soldăței. Să mai aducem soldați din partea asta, să-i aducem în partea asta. Pică zidul, pică zidul. Bă, ce fericit sunt. Ce fericit sunt că mănânc. Mai ales că mănânc ceva ce n-am mai mâncat de foarte mult timp. De foarte mult timp n-am mai mâncat asta. Uite, sos. Mai punem puțin parmezan. Puțin, te. Mamă, vine. De la ce râgâi, mă, frate, așa? De la Pepsi? Ce mănânci, șefule? Creveți, fructele mare. Ia uite. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru aprecieri, pentru cadouri, pentru cuvintele frumoase. Oh. Mamă, s-a făcut cald aici. Am aer condiționat pornit. Merge în blană, dar degeaba. Este... cum să zic eu? Focul din interiorul meu este prea mare. Ăștia au fost fierbinți. Sosul este de arabiata, este picant. Și sângele meu latin este și el fierbinte. Nu ai cum să nu transpir puțin. Pantera, mulțumesc! Cine mi-a dat pantera? Punct. Punct, mulțumesc. Gabi, salut Gabi! Te aștept la Drăgășan, județul Vâlcea, să încerci shawarma de la Turcu. David, Mihai, mulțumesc! Unde e Turcu? Aia vis-a-vis de... aia vis-a-vis de hotel? În centru, acolo. Vis-a-vis de hotel? Între poliție și hotel? Nu. De acolo am mâncasem, de aia te întrebam. Alta? Trebuie să mergem atunci la... la Drăgășani. Spre intrare în Drăgășani? Din ce parte? Dinspre Vâlcea? Sau dinspre Slatina? Salut, Ionuț! Slatina! Nu le știu. Le mai știu pe alea trei acolo. Iskender și mai sunt două una lângă alta. Am mâncat și pe la alea. Pardon, pardon, pardon. Dar n-am făcut review. Ai auzit de Bălcești, bineînțeles. Tortellini? Te-ai prins, Andrei. De ce nu răspunzi? Pene pregătite, da. Pene pusă masă. Să vă surprindă. Bă, n-am cum să țin în mine. Nu e bine să ții aerul în tine. Cunoști pe cineva acolo? Unde? Ce mâncați? Bia. Avem creveți. De la Escobar. Pescobar.
parmezan și cu sos arabiata. Poftă bună, mulțumesc! E bună de asta cu dulce, era să bești? Mai mult mă mențin. Mai mult mă mențin în forma asta fizică de invidiat. Mănâncă cu gura închisă, frate. Aaaa! Nu vreau. Andres, mulțumesc! Mănâncă cu gura deschisă. Așa vreau eu. Boss, cine l-a făcut eu? Eu am fost maestru bucătar. Am stat și am gătit 10 minute. Circa 10 minute. Am stat în fața aragazului. Plescă, te rog să le faci în ciuda. Băi, vă mulțumesc frumos pentru cadouă. După fiecare amestecătură, deschid gura. După ce amestec o dată, deschid gura la maxim să vedeți în ce stadiu este mâncarea. Cui nu-i convine să plece, exact. Valea, pași la revedere. V-am pupat. Ne auzim noi. Vă caut eu. Asta ora care nu vă convine. Mamă, cât sos am luat aici. Am reușit să-l adun. Era să dau furculița pe jos. Bro, la ora asta, dacă nu-ți place, ești de pe live. E simplu, pe da? E scârbos să mănânci cu gura deschisă. Păi mă, măcar mănânc singur, adică nu vă fac poftă sau ceva. Bănuiesc că nu sunteți la masă, voi. Că voi nu mâncați după ora 12 noaptea. Nu? Bănuiesc că nu e nimeni la masă. Pardon, pardon, pardon. A venit pe neașteptate. M-a luat și pe mine prin surprinderea asta. Dacă nu deschideam gura să râgâi, explodam. Făceam implozie. Știți cum este implozia? Cum au făcut aia pe submarinul ăla care s-au dus să caute... să caute rămășițele Titanicului. Aia înseamnă implozie. Să explodezi din interior. Nu din interior, mă, din exterior. Pardon, din exterior. Adică forța care vine apasă din exterior și se face o implozie. Și explozia la bombe, la grenade, la astea, la grenade sau cum se zice, vine din interior, din nucleul ăla, dinăuntru, și explodează. Și implozia invers, vine din exterior presiunea. Eu bag o pizza. Talia. Ce Talia? Ce pizza Talia? Ce e pizza Talia? Pe la 4 când vine foame. Nu știu ce e pizza Talia. Bebeca, mulțumesc pentru cadouri. Ce parfum am în spate? Ce se vede? Million și... Paco Rabanne. Nu Paco Rabanne, e același lucru. Ce poftă mi-ai făcut? Eu mănânc jeleuri ca spartul. Eu nu mai pot să mănânc jeleuri. Au mult acid citric și... mă deranjează la stomac și am și arsuri pe gâtele alea. Nu vine să cred că am terminat. Deci vreau să-mi fac doar jumătate de porție eu. Minte de copil.
Că, doamne, de pungă din asta mare, ți ajunge jumătate de porție. Scria și pe pungă, pentru două porții. Și am zis, bă, pentru două porții ești prost, eu sunt unul singur. Ce recomandați la ora aceasta să mănânc? Un măr. Și un iaurt. Să nici farfuria pentru că ai promis. Mă nu prea mai am ce să mai ling. Mă gândeam că rămâne mult sos. Deci chiar mă gândeam, intrasem în panică chiar, la un moment dat. Și când am plecat de jos, am zis, bă, să iau o jumătate de pâine din aia proaspătă. Să am sus, să ling farfuria cu pâinea. Și după aia am zis, lasă bă, frate, că mi-am făcut toată punga în puii mei. Mă saturi, nu trebuie să mai ling și farfuria. Cu pâine. Ce mănânci, ce mănânci, ce mănânci? Creveți? Sau să mănânci direct farfuria? Nu pot, că nu mă ajută dinții. Nu sunt așa tari dințișorii mei. După aia m-am dat dracu, trebuie să mă duc la chirurgie dentară să-mi pun dălea. Să-mi pun implanturi. Și așa am fost, mă costă 3.500 de lei un implant. Și dacă îți faci toată gura, îți trebuie vreo 6. Îți trebuie vreo 6 implanturi sus și 6 jos. Îți trebuie vreo 12 implanturi, minim. Poți să spui și mai multe. Poți să spui 8 sus, 8 jos, 16 implanturi. Ori 3.500 de lei un implant. Facem și pe calculul. Bine că dacă spui 16, dacă îți faci o gura, trebuie să mai dai vreo 500 de euro și la anestezist. O să schimbi anestezist, îți dai seama, la cabinet. Să te adoarmă. Ui mei, nu stai treaz la 16 implanturi. Creveți Saganaki? Da, Atena, creveți Saganaki. La 16 este 56.000, bă. Da. 560 de milioane. 600. Rotunjim la 600, că trebuie să mai dai câteva sute de euro și la anestezist. 600 de milioane. Cât înseamnă 600 de milioane? 12.000 de coco. 12.000 de coco, tată. Să-ți faci toată gura. Să-ți faci toată gurița frumoasă. Dar eu nu vreau să mi-o fac acum. Pardon. N-am fost eu. Bă, a fost o glumă. S-a auzit ceva. Am pus un sunet. Am pus un sunet, pe bune. Am băgat puțin iPhone-ul în ladă, că s-a cam încălzit. Ce mai mănânci? Bă, nu știu. Acum, sincer, mă cam cac pe mine. Mă cac rău de tot pe mine. Trebuie să mă duc la toaletă. Nu prea mai pot. Nu prea mai pot să mă țin. Asta a fost tot? Păi, un kil de creveți în puii mei. Ah. Da, bă, n-am fost dimineață la toaletă și avem probleme acum. Oh, oh my God, omule, mănânc. Te lauzi cu farfuria murdară? N-ajung. Îmi trebuie un gât mai lung.
Un gât mai lung. De girafă. Ai băga o shawarma acum, îți dai seama. Bă, dar nu știu, dar nu acum, acum. Mai încolo, peste o oră, așa, să se mai așeze mâncarea, să mai facă loc, să mă duc și la toaletă. Înțelegi? Acum, acum nu. Acum, acum îmi iau doar medicamentul, termin paharul de suc și atât. Este suficient. Am an sau amici, am în două. Ce face Marmilion în spate? Face bine, se odinește. Câte mese ai avut azi, domnul? Trei. Trei mese, cu asta, cu tot. Puține. La o masă am mâncat înghețată și... înghețată și pepene galben. La o masă am mâncat... nu mai știu, parizer cu tocăniță. Tocăniță din aia de vară cu parizer. Și acum creveți, saganaki. Nu, nu bag desert. Nu, vreau să continui să beau din această sticlă de suc. Să încă să mai simt gustul ăla de sărat, de carne, de... de parmezan. Știi? Și să continui să beau suc până se duce de tot gustul ăla din gură. Și abia apoi, peste o oră, două, când nu mai am gustul ăla de sărat în gură, abia apoi să vină desertul. E parfum, să bei acum suc, e parfum. Dacă aș mânca ceva dulce, n-ar mai fi bun sucul. Și înțelege, trebuie să mănânci cu cap, mă. Și e păcat de sucul ăsta, mai ales că am transpirat atâta. Am făcut bandă mai devreme. Am făcut bandă, după aia am făcut duș. După aia m-am mai uitat la un episod din Vikingii. Și după aia, acum mi-am făcut de mâncare. Și mi-e sete. Du-te mai la lucru. Păi muncesc, mă, boss. Muncesc, mă, boss. Cum să nu muncesc? N-ai văzut? Am făcut site, am făcut, uite. Am făcut siglă. Ce muncești? Sunt director de marketing și de management la mieretvo.ro. Hai să ai poftă, frățiorul meu. Mulțumesc că ai mușat. Să-mi fie de bine că tocmai ce am terminat. Ce sală faci, frate? Sală sau salată? Ai făcut de tine site-ul? Da. Să-ți fie de bine, mulțumesc. N-avem, frate, bani să dăm la dăștia, să ne facă site-uri, să ne facă sigle. Am învățat singur să editez videouri, să fac grafică. Bine, la nivel din ăsta, mai de amator în puii mei, nu sunt eu profesionist sau ceva. Îți dai seama. Da, am un prieten bun care se pricepe și m-a învățat. Doamne, ce bine ar fi să pot să adorm și mai devreme. Dar nu cred. Nu cred, pentru că astăzi m-am trezit la 3 după masa, după aia... am mâncat și m-am culcat la loc la 5 și m-am trezit la 8 seara. Deci nu cred că o să pot să dorm prea devreme nici în seara asta. Spre dimineață. Așa. Cam așa. Spre dimineață încolo. Voi? Vă pregătiți de nani? Viață de boier. Da. Viață de boier. Ești însurat? Nu. Păi dacă eram însurat. Dacă eram însurat, mai dormeam până la 3. Mă trezea disperarea, îți dai seama.
Trăgea femeia de mine dacă eram însurat. Program de rege, adevărat. Fumez? Nu. Nu, boss, îmi iau doctoria. Îmi iau medicamentul. Program de viking? Da. Nu, nu mă droghez. Nu mă droghez, nu fumez, nu consum alcool. Nu iau steroizi. Totul legal, tată. Stilul Emma Carter. Am făcut, l-ai văzut? Program de gagicar. Mai bagi ceva după creveți ăștia nebuni? Nu cred. Cred că bag... Mama, nu, că după aia răsună urât. Ah, hai mă, că au mai plecat din ei, nu mai sunt toți... Toți boschetarii aici pe live-ul meu. Aici, acum am rămas între noi ăștia mai apropiați. Cred că bag o căcare după... După creveții ăștia imperiali, nebuni. Tiger. Nu? Creveți Tiger, calibru 20-30. Merge și o căcare acum, calibru 20-30. Gata, bă. Gata că încep să am frisoane. Începe să mă ia cu frisoane de la cufureală. Începe să-mi dea... Să-mi dea junghiuri, ghionturi. Bag o șaorma neastâmpărată. O șaormică. Aș băga, mă, frate, da. Altă dată. Pardon, da, am uitat să zic pardon. Acum că am rămas între noi, între noi ăștia aici ca frații, nu ne mai... Scuză. Zici că nu toată lumea râgâie, zici că nu toată lumea face părți, zici că nu toată lumea face caca, zici că nu toată lumea face pișu. Ce-i așa? Ba, aș mai mânca puțin. Mi-e așa să las asta în farfurie. Și eu fac părți. Părți, părți. Ți-a plăcut pizza? Mamă, genială. Nu mai mi-aduce aminte de ea, că nu mai am. Nu mai am pizza. De ce nu spui aparat? Ce să-mi pun aparat? Trebuie să-mi pun dinți. Nu aparat. La vârsta mea. La vârsta mea va trebui să-mi pun dinții. Nu aparat. Nu mai ajung, că e adâncă. Gata, mă, că mă prostesc aici și îmi pătesc tricoul ăsta, Nike original, în puii mei, de 400 de euro. Economisești detergent? Stai, de ce dinții? Poți să spui și aparat dentar. Nu, pot, mă, frate, că îmi pică, dacă, îmi pică dracu de tot dacă pun aparat dentar. Că aparatul ăla trage de ei, îți dai seama. Trage de ei și îmi pică de tot. Bă, gata. Mă duc să fac caca. Apasă rău. Simt niște junghiuri. Simt o presiune mare care nu mai pot să o țin. Stau cu bucile încordate de o jumătate de oră aici în puii mei. Desert nu, nu mai. Am desert, am și desert. Am și desert. Am și desert. Mai am și Nutella. Da, nu mai vreau. Nu simt nevoia. Mai ai parizer, Mai am parizer pentru încă două săptămâni.
Am luat dracu 2 kg de parizer. Câinii nu-l mănâncă, trebuie să mănânc eu. Îmi făceam probleme că dacă nu e bun, îl dau la câini. Care dracu, că nici câinii nu-l mănâncă, trebuie să mănânc eu. Da, eu-mi făcusem planul, domne. Uite bă, a picat puțină ciocolată. Îmi făcusem planul. Aia, dacă nu e bun, îl dau la căței. Ce dracu să dau la căței, că nici căței nu-l mănâncă. Hai, v-am pupat. Ciao, pa. Bancul cu Albina. Roiu. Roiu.